De
științe politice, de politici publice, de resurse umane, de teorie organizației. Sunt multe, multe zone pe care le putem acoperi. Și, în final, eu cred că aproape fiecare persoană care optează să vină la noi își poate creiona, își poate lua cu penseta ceea ce consideră că are nevoie. Noi suntem la licență, în care învățarea este preponderent ghidată de noi, de școală. Suntem la masterat, în care studentul trebuie să-mi spună în limitele masteratului sau programul respectiv cam de ce are nevoie. Cred că o să fie interesant. Aștept să ne vedem și vă felicit pentru opțiunea de a veni la FCRP. Acum însă, dați-mi voie să revin la poziția de rector și nu la cea de fost decan, profesor la Facultatea de Comunicare. SNSPA a fost de la bun început creionată ca universitate cu totul și cu totul atipică. Titlul e lung, îl știți, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, dar de fapt este locul în care învățăm să guvernezi, să gestionezi lucruri de la organizații mici, la arii teritoriale largi, la țară sau organizații internaționale. Mi-aduc aminte când eram student la Universitatea București, în anul 3, am pus prima dată mâna pe o broșură, o am și acum, tipărită la mașină și după aceea la mașină de scris. Văzută la mașină de scris și apoi multiplicată la Xerox și m-am uitat pe cursurile care se făceau și lista de profesori. Nu vă gândiți numai la teoria comunicării. Gândiți-vă și la persoana cu care faceți teoria comunicării sau persoanele. Și veți vedea experiență incredibilă. Din fericire, nu i-am ajuns, dar din fericire și noua generație de profesori se înscrie pe modelul generației domnului Paul Dobrescu, domnului Borțun, oameni care sunt 100% validați științific, dar care știu despre ce vorbesc, pentru că au fost acolo în teren. Consilier prezidențial, miniștri, implicați în campanii politice, implicați în diverse strategii ale acestei țări ca să ajungem aici. Uneori avem impresia că faptul că România este totuși, oricât de mult ne plângem noi, este una dintre țările cu cea mai mare creștere economică și cu o schimbare în 30 de ani excepțională de la țara în bătaia vântului, cum era în 90, la țară care face parte din anumite structuri de securitate și economice. Poate că par poezii. Discut acest lucru cu copiii mei, dar copiii mei nu știu, pentru că unii nu erau născuți, altul era pe cale de. Copiii mei nu știu cum e să stai un an de zile la poarta ambasadei Belgiei pentru o viză. Azi se lua pașaportul și te duci în Belgia. Iar noi, ca studenți, indiferent că suntem la comunicare sau la științe politice sau la politehnică, oriunde am fi, avem ca absolvenți de studii superioare, ca repere ale societății în grupurile noastre, avem obligația să spunem toate aceste lucruri. M-am ridicat să salut pe domnul profesor Borțun. Greșeala mea, nu l-am văzut când am intrat în sală. Domnul profesor Borțun are mai multe norme. Are o normă la universitate, unde își face datoria așa cum și-a făcut și atunci când eram noi studenți, și mai are nu știu câte norme la diferite posturi de televiziune sau de radio, cu zero plată, în care încearcă să facă pedagogie democratică în această țară. Despre asta înseamnă învățământ superior în 2023 și acestea sunt responsabilitățile tuturor, indiferent că suntem profesor, pensionar sau profesor sau rector sau student. Să fim
sens responsabil, sensibil la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Iar în Facultatea de Comunicare și în SNSPA veți învăța foarte multe lucruri de acest gen, iar noi vom învăța foarte multe lucruri de la dumneavoastră. Eu de-abia aștept să încep cursurile, pentru că în fiecare an termin sau semestru termin mai bogat decât am început, datorită studenților mei. Vă mulțumesc foarte mult și o să mă scuzați că mă mut la o altă sală pentru un alt discurs colegii de la altă facultate. Să avem un an universitar foarte bun. Așa ca un element de improvizație, aș rememora și eu puțin perioada de început. Eu am fost studentă la cursurile post-universitare ale facultății între anii 1997 și 1999 și atunci, în anul în care eram, existau 17 studente, deci chiar atât eram. Creșterea și, evident, că exista anul al doilea, cred că erau 18, dar cred că mai erau și băieți atunci, mă urmă la doilea. Deci cam aceasta era facultatea în acel moment. În această toamnă, de exemplu, studenții care au venit la masterat la facultatea noastră sunt un număr de 900. Ceea ce cred că spune foarte mult, aș putea chiar opri aici, cuvântul meu ar fi așa ușor redundant. Cred că într-o versiune așa puțin frustră și semnificat, am făcut și un scurt istoric al facultății. 900 de studenți care se vine la masterat chiar reprezintă, după părerea mea, o recunoaștere a importanței comunicării și aș îndrăzni să spun cu foarte puțină modestie, chiar și o recunoaștere a faptului că la FCRP se sperați să găsiți comunitate, sperați să găsiți profesori buni, altfel eu nu explic acest atât de mare de candidat. Trecând pe discursul pregătit, așa cum le-am spus și studenților dimineață, eu sper că aici, la Facultatea de Comunicare și Relații Publice, veți dobândi sau veți aprofunda în cazul dumneavoastră cunoștințe esențiale legate de domeniul de comunicării. Sper că ați descoperit deja în anii de licență gustul pentru comunicare. Dar în afară de această are foarte precisă de cunoștințe, de competențe, de abilități, eu sper să descoperiți și să cultivați valori precum solidaritatea, empatia, dăruirea, loialitatea față de prieteni, loialitatea față de familie și loialitatea față de comunitatea din care faceți parte. Cred că nicio profesie, poate mai puțin profesia de comunicare, nu poate fi exercitată în afara acestor valori, care sunt legate intrinsec de dreptul de comunicare. Nu mă pot abține să nu vă dau și câteva sfaturi, deși, în sfârșit, la masterat se presupune că sunteți deja formați și sigur aceasta este situația, dar eu mi-aș permite să fac o sugestie sau câteva sugestii, să învățați permanent, să învățați, evident, de la școală, să învățați de la locul de muncă, să învățați în viață și de la viață. Nu cred că există secret pentru orice succes, pentru orice performanță, în afară de foarte, foarte multă muncă. Știu că dacă aș avea discursul acesta de seara când mă duc acasă la fiica mea de 18 ani, o să spună, domnule, a fost un discurs execrabil. Dar chiar este convingerea mea și este aici chiar, cred că vorbesc în numele tuturor colegilor mei, că nu există secret în spatele unui succes, unei performanțe, decât foarte, foarte multă muncă. Și eu așa, în multiple calități pe care le am de profesor, de decan, de cetățean, de părinte, mă întreb cum poate rezista o societate pe termen lung, o societate care pune alături munca de muncă, temelnicia alături de improvizare.
organizație, comunicarea în sensul de consens și de comunitate, alături de stakeholder și de CIR. Chiar am o întrebare, chiar devine ușor teoretică, cât poate dura o societate care face acest amestec nepermis între valoare și non-valoare. Într-un final, aș aminti un pasaj care mi-e place foarte mult dintr-un romancier, care îmi place foarte mult Kurt Vonnegut, un discurs din 1978, iată că totuși unele lucruri nu se schimbă. Și Kurt Vonnegut spunea în felul următor: sunt sigur că toți vreți bani și dragoste autentică. Dacă vreți bani, trebuie să munciți mult. Aici, vedeți că am fost în concordanță, însuși Kurt Vonnegut. Dacă vreți dragoste autentică, trebuie să vă îmbrăcați frumos, să zâmbiți tot timpul și să fredonați versurile ultimelor șlagere. Așa încât v-am făcut un program foarte încărcat deja, să munciți, să vă îmbrăcați frumos, să zâmbiți și să fredonați versurile ultimelor șlagere. Încă o dată, bun venit în comunitatea socială! Munca, o istorie a petrecerii timpului, despre care o să vorbim la Maserati versus Giovanni în anul 2, la cursul ocuparea forței de muncă, și autorul ne amintește, ne subliniază un fapt bine cunoscut. În cei 300.000 de ani de Homo sapiens, cam 290.000 i-am petrecut doar culegând sau vânând, deci mai puțină muncă și mai mult timp liber. Pe măsură ce timpul a curs, și-a apărut agricultura, evident, mai multă muncă, industrializarea, 1800 și așa mai departe. Cu cât a trecut timpul, cu atât muncim mai mult. Cu cât avem mai multe lucruri, cu cât ne bucurăm de mai multe lucruri, cu atât trebuie să muncim mai mult, pentru că, evident, lucrurile trebuie cumpărate. Și în acest proces, iată-ne aici. Ca să putem să câștigăm mai mult, trebuie să avem un masterat la Facultatea de Comunicare și Relații Publice. Știu că sunteți absolvenți de la geografie, filozofie, politehnică, istorie, chimie, evident la comunicare, dar subliniez din multe domenii. Asemenea că există o eterogenitate a masteranților și noi suntem conștienți de această eterogenitate și ținem cont de acest aspect când predăm, când interacționăm cu studenții. Pentru că nu toți au făcut un curs de statistică sau de metode de cercetare, de exemplu, da? Și atunci vorbim într-o anumit nivel în care toți să înțeleagă și să învețe lucruri care trebuie cunoscute în acest domeniu. Apoi suntem conștienți de faptul că sunteți angajați cei mai mulți dintre voi și este un efort foarte mare să veniți la facultate la ora 5 seara, la ora 6 seara, să mergeți o oră, două ore cu taxiul, cu mașina. E un efort mare, dar cred eu că cei 2 ani de masterat la FCNP nu vor fi irosiți, din contră, veți învăța multe lucruri, nu doar teorie, ci și practică, sau doar practică, ci și teorie. Eu insist pe acest echilibru dintre cele două lucruri, pentru că unii vor doar practică, dar dacă e doar practică, e o școală de tehnicieni, e altceva, nu e un masterat. Dar dincolo de acest aspect, trebuie să înțelegem că viitorul sună bine, dar viitorul este și foarte îndepărtat. Adică avem, aveți 23-25 de ani, mă rog, fiecare mare noroc. Dar sigur veți munci până la 70 de ani. Sigur. Adică vârsta de pensie va fi procurat după 70 de ani. Ei, gândiți-vă câte schimbări vor avea loc în aceste 5 decenii, 3, 4 decenii și ceva, în viața voastră, în viața noastră, că și noi suntem tot tine. Lucrurile se vor schimba radical. Înseamnă că noi trebuie să ne adaptăm, să ne schimbăm și această adaptare, această schimbare nu are loc decât învățând.
cum a spus și Alin, învățând pe un timp. Iar această învățare se poate realiza dacă aveți niște capacități, niște instrumente, niște abilități pe care și noi le oferim la aceste master. Cam atât din partea mea. Vă felicit, vă urez și ne urăm un an academic cu multe reușite. În acest moment vedem o explozie de cursuri, de oferte, de scurtă durată, de masterclass-uri, mă rog, dar trebuie să pun și ghilimele. Deci, vedem o explozie de oferte în această zonă a instruirii. Și mai mult dacă venim atâta conținut și atâtea materiale de care oferă instruire, formare chiar, comit, așa ceva, încât nu putem să nu ne întrebăm care este rolul școlii, de ce să venim la masterat dacă există la ora asta disponibile pe toate drumurile aceste cursuri și informații. Însă ne putem gândi că rolul acesta se referă foarte mult la lumea în schimbare în care ne aflăm acum. Deci la faptul că trebuie să ne adaptăm neîncetat, că trebuie să consumăm foarte multe resurse de efort, de timp, de informație, de dezvoltare personală, până la urmă, ca să facem față la toate aceste schimbări. Dacă este să ne gândim, de pildă, la inovații. Fiecare inovație are o parte luminoasă, putem să spunem așa, care ne invită la progres, ne deschide noi drumuri, și o parte întunecată, deci un efect negativ, de multe ori pronunțat, care poate fi amenințător la adresa societății. Iată, ca să iau un exemplu concret, cât de mult se discută în zilele noastre despre ChatGPT, inclusiv în educație, îngrijorări foarte mari cu privire la ce se întâmplă pe viitor cu originalitatea, cu conținuturile, cu plagiatul. Dar dacă ne uităm cu optimism, curiozitate și deschidere, nu doar la ChatGPT, dar la orice inovație, atunci ne dăm seama că depinde foarte mult cum abordăm inovația și schimbarea în general. Și rolul școlii acesta este să aducă un echilibru și o perspectivă corectă și să formeze o gândire critică care să permită studenților și absolvenților să evalueze toate aceste lucruri. Deci, dincolo de toate acele oferte flamboante despre care vorbeam, nimic nu va înlocui un program de masterat solid. Pe de altă parte, ceea ce vreau să vă invit, dacă tot începeți acum un program de masterat la FCRP, este să nu pierdeți ocazia în acești 2 ani de zile să vă conectați cu colegii voștri care sunt niște oameni foarte interesanți, vă spun de pe acum, pentru că de când predăm la această facultate am fost cu multe colective și știm că sunt mulți oameni deosebiți printre voi, deci încercați să-i cunoașteți, să vă conectați, să nu pierdeți acest sentiment al colectivului. Și conectați-vă și cu profesorii, că, după cum au spus și alte vorbitorii mei, veți avea surprize foarte plăcute și veți câștiga foarte mult. Așadar, vă doresc foarte mult succes și deschidere. Și acum invit pe doamna profesoară Carmen Copac, coordonator masteratului de resurse. Senioritate, vă. În primul rând, vreau să vă spun că am mare emoție, pentru că trebuie să vorbesc în fața colegilor mei care au fondat această facultate.
și cu care am avut plăcerea, ca om de resurse umane la debutul carierei mele în facultate, să parcurg țara, să cunosc masteranți ca dumneavoastră în alte zone, în alte orașe mari în care facultatea avea sucursale. În al doilea rând, să revenim la bucuria de a ne întâlni. Am gândit foarte mult ce să vă spun în postura de coordonator al unui master de resurse umane. Mă bucur să am șansa să trăiesc momentul în care avem 900 de masteranți înscriși în anul trecut. Ce semnal putem noi să decriptăm din numărul ăsta excepțional? Două chestii. Toate schimbările pe care organizațiile în care dumneavoastră, sau cei mai mulți dintre dumneavoastră, sunteți acum implicați, au nevoie de informație, au nevoie de educație, au nevoie de dezvoltarea unor competențe care să vă asigure șansa aceasta a mersului înainte, mai ales al acestor organizații. Număr mare de masteranți la management de proiect. De ani de zile, împreună cu colega mea, vorbeam despre lucrul acesta, număr unde, mai ales la IPR. De ce la IPR? Pentru că organizațiile au conștientizat această nevoie. Și dumneavoastră sunteți în contextul acesta cei care vor aduce schimbări. Deci, așa cum spuneau cei din conducere mai devreme, ca să nu-i nominalizăm în contextul, fără învățare nu există această minunată șansă. Nu vreau să trec mai departe. Mi-am dezvoltat o carieră de resurse umane apărând la momentul anilor 2000 într-un ziar. Într-un ziar, pe zonă de resurse umane, ziarul Cartar. Anul acesta primesc un telefon din vară, după admiterea la master, de la o fostă studentă a noastră din anii de glorie 2004. Mă invită la un podcast. Vă imaginați, doamna a luat la podcast. Adică era, cum să vă spun, o noutate totală. Și am știut ce m-a gândit. Mă duc la podcast, nu mă duc la podcast. Am avut așa un moment excepțional. Și până m-am gândit. Înseamnă că apare o nouă schimbare, o nouă șansă pe care mi-o dați dumneavoastră. Dacă eu, în înțelepciunea mea, am ajuns la podcast, dumneavoastră, în înțelepciunea dumneavoastră, aveți șansa să ajungeți acolo unde v-ați propus. Aveți șansa să învățați lucruri pe care, la acest moment, le intuiți și doriți să le descoperiți. Și o să închei într-un mod plăcut, pentru că știți ce se întâmplă de 21 de ani, sunt alături de colegii mei care au această bucurie, care am încitat, doamna decan încitat. La podcast, la pregătit să mă să vă pregătesc, că nu mă duc în fața fostei mele studente fără pregătire. Da? Mă uit la domnul profesor Ena, îl urmăresc în emisiuni câteodată, are intervenții bazate pe citate, ca să nu mă mai uit la domnul profesor Borțun, că s-ar putea să-mi fac o observație chiar dacă suntem din aceeași zonă de senioritate. Pasajul la care vreau să mă refer este al unui autor brazilian care avea pregătire în domeniul psihiatriei și care afirma într-o vertigică despre educație. Profesorii buni educă pentru o profesie. Profesorii fascinanți educă pentru o viață. Dumneavoastră veți avea șansa să vă întâlniți cu profesorii fascinanți. Eu am peste 40 de ani de când am terminat o anumită facultate, așa cum spunea Vali. Suntem neomogeni, inclusiv în zona celor care predau. Și să știți că mi-aduc foarte bine aminte de profesorii mei fascinați. Vă doresc 2 ani superbi în care să vă bucurați de tot ce înseamnă șansa studentului. De fiecare moment în care aveți acest statut.
vor trece foarte repede. Asta vară ne-am întâlnit cu absolvenții noștri care erau trimiși. Unii dintre ei au făcut și două mastere la noi și s-au întors la doctorat. Adică au simțit această nevoie. Ca să nu spun că sunt în sală studenți care au venit de dragul facultății în sală, fără să fie masteranții noștri. Și pe care iubim foarte tare în continuare și așteptăm alături de noi. Deci vă urez să vă bucurați de acești doi ani, de fiecare moment pe care îl petreceți ca masterant și să ajungeți acolo unde v-ați propus fiecare dintre dumneavoastră. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați permis să și citesc. Bună seara, stimați colegi, dragi masteranți! Astăzi ne aflăm în fața unei porți deschise către un viitor plin de posibilități. Acest moment marchează începutul unei călătorii ce ne va purta mai aproape de visurile și obiectivele noastre. Suntem aici pentru a învăța, explora și evolua ca parte dintr-o comunitate academică și profesională cosmopolită. Așadar, să îndrăznim, să folosim timpul pe care îl vom petrece împreună pentru a transforma această viziune în realitate. În această sală se află tineri din generația Z, o generație gata să facă diferența în lumea comunicării și publicității. Sunteți cei care au crescut cu tehnologie, care nu înțeleg ca nimeni altcineva și care își exprimă creativitatea prin intermediul rețelelor sociale. Sunteți cei care înțeleg puterea unei povești bine spuse pentru a aduce schimbări pozitive în această lume. În această sală sunt tineri cu background-uri diverse. Litere, limbi străine, drept, management, administrarea afacerilor, marketing, relații internaționale, științe politice, comunicare și multe altele. Abia aștept discuțiile de la seminar. Cu toții avem cel puțin un lucru în comun. O pasiune mai veche sau recent descoperită pentru comunicare. Și dorința de a învăța mai multe despre puterea comunicării. Domeniul are nevoie de astfel de oameni care aduc cu sine perspective și abordări diverse. În lumea social media, puterea de a influența în bine este o abilitate incontestabilă. Capacitatea de a crea mesaje care informează și inspiră, care invită la acțiune, se află la baza ceea ce facem noi ca profesioniști în comunicare. Dar, într-o lume în care informațiile curg precum un torent, în care limitele dintre realitate și ficțiune se estompează, puterea de a influența vine cu o responsabilitate profundă. Așadar, să îndrăznim, să folosim timpul pe care îl vom petrece împreună pentru a învăța cum să folosim această putere cu înțelepciune și respect față de lumea în care trăim și cei cărora ne adresăm. Domeniul comunicării se află la o răscruce de drumuri, în care inteligența artificială câștigă tot mai mult teren. Aceasta, cu puterea sa de analiză a datelor, de segmentare a publicului sau de analiză a reacțiilor publicului, transformă modul în care creăm și livrăm strategii și mesaje. Inteligența artificială este un instrument puternic, dar și un concurent pentru tinerii aspiranți în domeniul comunicării. Așadar, să îndrăznim, să folosim timpul pe care îl vom petrece împreună pentru a ne ascuți inteligența, creativitatea, gândirea critică și puterea de a vedea lumea nuanțată. Background-urile noastre, diferite, sunt combustibilul pentru creativitatea noastră. Așadar, să îndrăznim,
să folosim timpul pe care îl vom petrece împreună pentru a construi conexiuni și amintiri care vor rămâne cu noi pentru tot restul vieții. Să ne aventurăm cu mintea deschisă în această călătorie a cunoașterii, unde tinerețea și curiozitatea sunt motorul nostru, diversitatea este forța noastră, influența pozitivă este responsabilitatea noastră, inteligența artificială este unealta noastră și comunitatea ne este ancoră. Vă mulțumesc! Începem cursurile în format fizic la FCRP. Vă așteptăm cu drag în noul an universitar. Bună, eu sunt Cătălin și în acest an universitar o să vă întâlniți cu mine în cadrul secretariatului. Vă doresc multă baftă și mult succes în anul universitar. De studii de licență la Facultatea de Comunicare și Relații Publice. Am ajuns printr-un hazard la această facultate. Cumva am simțit, m-a atras foarte mult, am rămas aici din pasiune. După aceea, mai departe, am făcut și masteratul de comunicare politică. Nu neapărat foarte mult pentru partea profesională, căci am început să lucrez în marketing online. Și de 7 ani am o agenție, Mavericks se numește, o agenție de digital marketing specializată în performance media și deși am această agenție, nu cumva lucrurile s-au rupt în relația mea tumultoasă cu FCRP, ci ea a continuat. A continuat prin a fi invitat de către foste colege care în momentul de față sunt profesori la FCRP. Am venit din curiozitate, în primul rând, să le vorbesc despre ceea ce fac, despre experiența mea profesională și mi-a plăcut foarte mult lucrul acesta, astfel că anul acesta împlinesc și 5 ani de când sunt cadru asociat la FCRP. Am început cu cu licența, cu studiile, cu licența la CEN, unde am un curs de e-business și digital marketing, unde mă bucur foarte mult să întâlnesc după aceea masteranți
devenit deja masteranți anul trecut, sperăm și anul acesta masteranți care să-și aprofundeze cunoștințele legate de marketing online. Și, cum spunea și doamna profesoară, începând anul acesta și am început să fiu și eu iar student, deci relația mea cu FCRP continuă, student la școala doctorală SNSPA. Probabil că foarte multe de lucrurile acestea nu prea vă interesează atât de mult, am văzut și niște scroll-uri așa ușor prin sală, ci mai degrabă de ce sunt eu aici și de ce vă vorbesc. În primul rând, să vă spun că viața are foarte multe perspective, extrem de diferite și, sincer, dacă m-ați fi întrebat când eram în anul întâi de facultate sau când eram în anul întâi de master sau la 3 ani după master, dacă aș fi ajuns vreodată aici, în fața voastră, probabil că v-aș spune cu siguranță nu. Sunt destul de multe momente, oportunități diferite, așa cum au spus și antevorbitorii mei, și multe oportunități de care puteți profita după aceea mai departe. Însă, legat de perspectiva mea de angajator, de aceea sunt aici, de aceea nu am cămașă, de aceea vorbesc poate un pic mai relaxat, sper, mai puțin din cauza emoțiilor. În ceea ce privește perspectiva mea de angajator, în momentul de față lucrez, am lucrat și sunt sigur că voi lucra cu destul de mulți absolvenți de FCRP. Doi absolvenți de master la FCRP coordonează două departamente din agenție, Răzvan și Andreea. De asemenea, avem doi colegi de la CEM, că tot am vorbit despre CEM, care au terminat studiile de licență acum 2 ani, sunt în momentul de față colegi în Maverick și fac o treabă foarte bună. Și de asemenea, începând de joi de săptămâna aceasta, un alt coleg masterant în anul 2 la Digital Communication and Innovation va fi coleg cu noi în echipă. Mi se pare, evident că sunt subiectiv, dar am avut parte și destul de multe interviuri, discuții și campanii de recrutare. Mi se pare că studenții de la SNSPA, masteranții de la SNSPA, sunt destul de bine pregătiți și nu sunt foarte bine pregătiți din perspectiva a ceea ce urmează să facă în agenție, pentru că lucrurile acelea se vor învăța, deja este o supra-specializare în domeniul marketingului online. Și mai degrabă din perspectiva curiozității, din perspectiva faptului că sunt conectați cu mediul de afaceri, cu campanii, cu ceea ce se întâmplă în jurul lor. Și de asemenea sunt conectați și la nivel tehnologic, TikTok, Instagram, nu vorbim de Facebook, pentru că deja este o platformă îmbătrânită, cel puțin la cursul de licență de anul întâi, când vorbesc despre Facebook, încearcă să-și aducă aminte despre ce e vorba de platforma aia, la unde sunt părinții mei, ok, acolo, Facebook, da, nu sunt cunoscut. Da. Și ce am apreciat foarte mult la studenții, absolvenții care au venit de la FCRP, a fost și partea de etică, de ontologie, pentru că în interviurile, și am ținut destul de multe interviuri finale cu posibili colegi, am pus și întrebări de etică, de coloană vertebrală, de domenii de activitate pe care am lucrat sau nu am lucrat, inclusiv studenți la care pentru ei era primul job, și mi-a plăcut să aud răspunsul că nu aș lucra pentru orice client, în orice condiții. Lucru care mie mi se pare foarte sănătos, mi se pare un lucru extraordinar și singurul sfat, deși sunt cel mai tânăr de aici, dar mai am 36 de ani până la pensie, deci încă mai am un drum lung până la pensie, aș da un sfat legat de viitoarea voastră carieră profesională și l-aș zice în engleză, că practic în engleză l-am preluat, you do you. Cred că știți ce înseamnă această expresie foarte complexă, acest citat din cultura populară digitală din 2023.
fiți mai mult voi în relație cu viitori, cu angajatori existenți, pentru că lucrul acesta vă va ajuta inclusiv într-o diferențiere pe viitor. Sunteți niște oameni extraordinari și eu, sincer, abia aștept să vă cunosc. Mulțumesc! După cum ați văzut, uneori traseul vieții poate fi sinuos și, într-adevăr, nu știm unde ajungem în 2 ani, în 3 ani, în 5 sau în 7. Dar alteori poate să fie și destul de liber de la început. Deci cineva poate să știe și de la început ce vrea. Și așa doresc să o introduc pe absolventa noastră, pe Anca Magra, care a terminat masteratul de brand management și comunicare corporativă. Drept o persoană care a știut de la bun început ce își dorește. Îmi amintesc de ea când era în anul 2 și venea aici în pauza cursului și odată mi-a spus: eu vreau să ajung la doctorat. Și iată că ajunge la doctorat și o rugăm să ne spună perspectiva ei de absolventă de masterat. Bună seara tuturor! Numele meu este Magra Anca și sunt onorată și mândră să mă aflu astăzi alături de voi la festivitatea de deschidere a anului universitar. De anul acesta sunt cercetător doctorand la Școala Doctorală STNSPA, lucrez în paralel și ca Digital Communication Specialist. Am ales să studiez aici în 2018, acum îmi pare foarte mult timp, mă gândesc că e 2023, pentru a perfecționa abilitățile de comunicare și descriere creativă, dar și pentru a mă dezvolta în zona de research. Consider că am luat cea mai bună decizie pentru mine, pentru cariera mea, iar astăzi mă simt mândră de tot ceea ce am reușit să realizez în FCRP și PMPC. Sunt recunoscătoare pentru tot ce m-au învățat profesorii mei și da, chiar am avut foarte mulți profesori fantastici în acești 3 ani de facultate și în cei 2 ani de masterat. Și sunt fericită pentru toate informațiile cu care eu plec mai departe în traseul profesional. Atmosfera BMCC și SNSP a fost cât mai interactivă încă de la început, am avut o experiență extraordinară, am făcut și internship-uri, am făcut și practică, m-am și angajat ani după terminarea studiilor. În timp, chiar master de brand management și comunicare corporativă m-a ajutat să-mi dezvolt un brand personal, centru puțin și pe zona de antreprenoriat. Am o mică firmă de numit Teaching Hub, predau cursuri de limbi străine. Pentru mine BMCC a reprezentat și va reprezenta mereu o adevărată comunitate și cu siguranță aș alege și FCRP-ul și BMCC-ul dacă ar mai avea ocazia. Am un sfat așa pentru voi, să învățați cât mai multe și nu mă refer numai așa teorie și să învățăm totul holistic. Să încercăm cât mai multe pe zona profesională și să alegeți până la urmă ce vă place, asta contează foarte mult. Să vă implicați în cât mai multe activități, să știți să spuneți și nu în anumite situații, o să fie probabil nevoie la un moment dat. Să vă dați silința la diverse proiecte și de ce nu chiar să interacționați foarte mult cu colegii voștri, să fiți empatici și să vă ajutați, cu siguranță să vă întâlniți cu câțiva mai târziu în zona de business. Și sper să vă placă foarte mult aici la master la care sunteți voi. Eu am fost la BMCC, voiam să zic la BMCC, la oricare master sunteți, sunt sigură că o să fie grozav. Să nu vă fie frică să visați și să o faceți cât mai departe, să aveți încredere în voi și să știți că atitudinea și cunoștințele și experiențele voastre contează foarte mult și în zona academică, dar și la job. Și să fiți sănătoși, să fiți fericiți și să vă bucurați de anii de master și de viață continuare. Invitațiilor și în continuare o să vă mai dau câteva detalii administrative foarte importante. În primul rând, vă rugăm să aveți foarte mare încredere în canalele de comunicare ale facultății și anume în website-ul facultății. Deci, mi se întâmplă să primesc e-mail-uri în care sunt întrebată punctual tot felul de lucruri și de multe ori invit pe studenți să se documenteze cu încredere pe site-ul facultății. Totdeauna este actualizat, toate anunțurile de acolo sunt verificate, sunt la zi. Deci folosiți-l cu încredere. De asemenea, celelalte canale de comunicare, rețelele sociale online pe care le avem, Facebook și Instagram. Rămâneți conectați cu, pe de o parte, cu coordonatorul de masterat, dar atenție, pe zona didactică, de predare, deci tot ce ține de discipline, de cursuri, puteți să le scrieți, să-i întrebați,
orice din această zonă și când apare o problemă, bineînțeles, să puteți să le semnalați, dar pe zona administrativă rămâneți conectați cu secretariatul. Deci dacă vă veți uita pe website, veți vedea că fiecare masterat a realocat o persoană din zona administrativă, este identificat foarte ușor, persoana respectivă, numărul de telefon, adresa de e-mail și rămâneți în legătură cu acea persoană pentru tot ce ține de sfera administrativă. În continuare, săptămâna aceasta, nu știu câți ați aflat sau ați avut curiozitatea să vă uitați, există, din nou, există și pe site acest program. Fiecare masterat va avea un eveniment introductiv care diferă de la masterat la masterat. Deci avem o primă serie de evenimente introductive acum, în această seară. După ce se încheie deschiderea din acest amfiteatru, sunt rugați să rămână aici studenții de la masteratele de managementul proiectului, în limba proiectelor, în limba română și în limba engleză. De asemenea, mai este masteratul de comunicare din afaceri europene, care va avea această întâlnire la sala 317. Și în continuare, vedeți că există întâlniri față în față pentru fiecare masterat, începând de mâine și pe parcursul săptămânii. O mare parte vor fi față în față, cu excepția masteratelor management și comunicare în afaceri, comunicare și relații publice și social media și marketing online, care se vor face acest eveniment în format online miercuri. Și pentru acest eveniment în format online veți primi un link de conectare în timp util. Așadar, sperăm că această serie de evenimente vă vor introduce din nou și mai mult în atmosfera facultății și vă vor răspunde și la întrebări, orice întrebare ați avea în acest moment. Și, bineînțeles, de săptămâna viitoare vor începe cursurile în format face-to-face. Și pentru că am ajuns la finalul evenimentului nostru, vă invit să ascultăm încă o dată Thank you.